începe viața. Bună dimineața! Bună dimineața, dacă pot spune așa, destul că n-am voce, pot să rămân și fără baterii dimineața asta. Da. Ce faceți? V-ați trezit? Dacă mă întreb pe mine, nu pot să răspund. Da, ești foarte răcită. Ți se pare. Și ziceam că stau mai departe de tine azi. Dacă vrei, pot să plec. Ce semne de... Ce ai zis tu, Claudiu? M-aud? Ah, m-aud. Ah, ok, m-aud. Dar nu mai ai baterii. Mă aud. Pe, avem... E luni azi, e luni și ca în orice luni suntem gata de muncă. Uh-huh. Poți să vorbesc doar prin semne? Da. avem... avem... avem gripă azi. Cine mai dorește, cine mai poftește. Ei, ne revenim noi. Dacă vrei, te ajut la horoscop, te ajut cu ce vrei tu. Mai mare plăcere, că mie că voi vorbi, dar nu se vă mai auzi nimic. Te ajut, că cine așa știe când o să colegi, fac și eu da. Gripă și o să am nevoie de ajutorul tău. Da, avem un material făcut de Claudiu. Cu pisici dansatoare. Era tot ce doream în acest moment. Și apropo de pisici dansatoare, ce fac ale tale? Sunt bine? Da, sunt niște nebune. Nebune. Da. Mai țin o săptămână, maxim două și le aduc. Să nu le dai gripa. Nu le da. Așa, hai să vedem materialul lui Claudiu și revenim, bineînțeles, cu zodiacul. Pe care vedem noi cum îl facem. E zodiac normal? Da, e pentru această săptămână. Zodiac pentru întreaga săptămână la noi, la Anteneața. Imediat revenim după materialul lui Claudiu. Haideți să vedem ce ne-au pregătit astrele pentru ziua de astăzi, sau pentru toată săptămâna. Berbec, noii prieteni vă vor da multe satisfacții. Aceștia vor fi mult mai diferiți față de cei pe care îi aveți de obicei. S-ar putea chiar să vă simțiți mult mai tineri. Oricum, trăirile le considerați interesante. Fiți deschiși și pregătiți să acționați rapid în cazul în care cineva are o idee bună de pus în practică. Mhm. Taur, conversațiile neprevăzute cu persoane autoritare ar putea lua brusc o altă direcție și se pare că aceasta va fi benefică, deschizând noi căi spre afirmare.
Fii cu ochii în patru, fiți cu ochii în patru la observațiile șefilor, ale părinților sau ale profesorilor, deoarece puteți beneficia pe viitor de ele. Gemeni, acționați rapid atunci când se ivește oportunitatea unei călătorii, oportunități neașteptate legate de publicitate, mass media, învățământ superior sau medicină s-ar putea materializa curând. În niciun caz nu vă doriți să dați cu piciorul unei ocazii ca aceasta. Fiți pregătit! Cum că vorbești destul de ok. Rac, în această săptămână, deși oportunitățile neașteptate vin financiar, sunteți legați de câștigurile, de averea sau resursele altcuiva. Surpriza vine totuși de la o rudă îndepărtată, o moștenire sau ceva legat de impozite, litigii, asigurări. Leu, urmează să parcurgeți o săptămână fascinantă, deoarece veți întâlni oameni interesanți și neobișnuiți pentru dumneavoastră. Partenerul de viață sau cel mai bun prieten vă propune ceva interesant și palpitant. Nu uitați că vă plac senzațiile tari și surprizele, dar să fie controlate de voi. Fecioară, schimbări rapide și neașteptate legate de locul de muncă vor umple zilele acestei săptămâni. Există o mare posibilitate ca aceste schimbări să fie legate de computere electronice. Aproape sigur veți învăța și ceva nou și veți fi chiar încântați să lucrați și cu echipamente noi. Balanță, o pasiune bruscă pentru cineva mai tânăr și mai creativ ar putea să vă obsedeze. Veți primi o invitație surpriză la un eveniment social sau veți ieși cu prietenii. Trebuie să vă pregătiți și pentru o scurtă vacanță la munte. Cineva din anturajul dumneavoastră vă face o propunere de afaceri. Fiți prudent când luați decizii. Scorpion, Simona Pomazan, rutina zilnică vă este perturbată de o vizită neașteptată ce va aduce vești despre un membru al familiei. Aveți de gând să faceți noi schimbări legate de casă, poate achiziționați noi accesorii cu nuanțe de primăvară sau veți rearanja mobila. Indiferent ce se întâmplă, trebuie să recunoașteți că viața se schimbă într-o nuanță pozitivă. Săgetător, ritmul alert care vă este impus vă pune puțin în mișcare, ne lăsându-vă timp să vă mai gândiți la tot felul de nimicuri. Surprinzător, dar evenimentele vă stimulează și aveți câteva idei inteligente. Mental, vibrațiile creative vor fi la cote înalte. În weekend vă bucurați de o întâlnire cu cineva drag. Capricorn, încheiați o afacere ce se dovedește de mare succes financiar. Aceasta poate însemna schimbarea locului de muncă sau o mărire de salariu. S-ar putea să vindeți ceva valoros sau să cumpărați ceva important. Oportunitatea va fi scurtă, ceea ce înseamnă că nu vă permiteți luxul de a vă gândi la altceva. Vărsător, noi idei și sugestii vă înconjoară și planează asupra dumneavoastră gândul că puteți schimba ceva. Nimic nu va fi previzibil. Vor avea loc schimbări bruște, care nu vor fi însă negative. Totul se mișcă repede și orice se întâmplă vă va face plăcere, deoarece face și noi descoperiri. Pești, începeți o nouă poveste de dragoste secretă sau expuneți celorlalți pe cea existentă? Iată cam cu ce vă ocupați timpul în această săptămână. Poate ceva care ați ținut ascuns iese la iveală și vă ia prin surprindere. Oricum, orice s-ar întâmpla, trebuie să țineți pasul cu ritmul rapid al evenimentelor. Mulțumesc, Costi, revenim cu drag imediat cu dale noastre. Antenața! Dale noastre! Astăzi le facem așa, ai văzut, împreună facem da, totul. Da, da. Da. Argeșul, calea ferată spre Vâlcea, alt vis erotic al ministrului rus. Pune pauză și citește Fidelitatea. Da, scuză-mă. Ai dreptate. Vezi, mă, dacă nu veneai azi, vezi? Ce te face? Să știi, să știi. Că luai pe micuțul. Deci, avem epigrama care se numește Fidelitate. Că-i din sat sau citadelă, a făcut sau nu și nuntă, o femeie e fidelă numai dacă e căruntă. Domnul Constantin Mândruță le-a trimis, bineînțeles, epigrama, așa cum ne trimite în fiecare dimineață. Cred că este dedicată Sfântului Valentin sau Valentine's Day-ul care a avut loc sâmbătă. Nu știu, dar sâmbătă toată lumea s-a iubit, duminică nimeni. Da. Da, și vă spuneam de Argeșul, care pe prima pagină are un material de deschidere cu calea ferată spre Vâlcea, un alt vis erotic al ministrului rus. După ce ne-a explicat că o autostradă spre Sibiu este un vis erotic, ministrul Ioan Rus are el însuși astfel de vise, finalizarea căii ferate Vâlcele-Râmnicu-Vâlcea. Pentru acest proiect, ministerul a calculat că ar fi nevoie de 785 de milioane de euro. Da. Vedem despre ce este vorba. Nu cu mult timp în urmă am fost pe traseul fostei căi ferate Vâlcelele Râmnicu-Vâlcea. Parcă au năvălit turcii și parcă luptele din estul Ucrainei s-au mutat aici. Linii de cale ferată rupte sau dispărute, unii spun că traversele s-ar găsi pe la fundațiile unor case din zonă,
viaducte abandonate și cu crăpături în structura de rezistență alunecări de teren. Prin zona respectivă, pe la Ticveni, ar urma să treacă și viitoarea autostradă Pitești-Sibiu, inclusă în masterplanul de transport al României pentru perioada 2015-2020. Am luat la puricat, cum se spune, masterplanul cu pricina și nu mică ne-a fost mirarea să vedem că în acest document este prevăzută și realizarea unei linii noi de cale ferată pe ruta Vâlcelele-Râmnicu-Vâlcea. Linia industriei auto pe lângă calea ferată menționată, ministerul are în vedere și reabilitarea căii ferate Pitești-Slatina-Craiova, cu o lungime de 142 de kilometri și un cost de 710 milioane de euro. Această linie se va numi linia industriei auto. În Argeș este Dacia, în Dolj produce mașini compania Ford. În plus, pe ruta București-Pitești se vor crea condițiile pentru o viteză sporită a traficului feroviar, adică 108 km pe oră. Mă rog, 108 km are acea cale ferată. Tot din Argeșul aflăm că astăzi este ziua de naștere a domnului Mihai Golescu, directorul cotidianului Argeșul. Cu acest prilej îi urăm multă sănătate, putere de muncă, îndeplinirea tuturor dorințelor, bucurie alături de cei dragi și un sincer la mulți ani îi urează colegii de la Argeșul și, bineînțeles, îi urăm și noi aceleași lucruri. Dezmăț financiar la ministerul lui Daniel Constantin. Inspectorii Curții de Conturi au găsit mai multe nereguli la Ministerul Agriculturii, păstorit de către deputatul de Pitești al Partidului Conservator, Daniel Constantin. Cu aparatul foto pe acoperișul Piteștiului. La sfârșitul săptămânii am ieșit la vânat în orașul nostru drag și nu oricum, ci precum păsările răpitoare de la mare înălțime. Cum arată centrul Piteștiului de sus, puteți observa în imagine din pagina 12. Cam știm așa, cum ne urcăm pe o clădire înaltă, dar oricum este foarte frumos de sus Piteștiul, de jos mai sunt nici probleme. Adică mai găsim niște gunoaie, mai găsim niște gropi prin... Dar întotdeauna de sus totul e mai frumos. Da, că nu se observă micile nereguli. Și editorialul lui Mihai Golescu, directorul cotidianului Argeșul, asta nu-i justiție, e vânătoare, spune Mihai Golescu, țipă Varujan din Parlament, asta nu-i justiție, e vânătoare. Citesc din memorie, interesant fiind să redau doar sensul. Ricanează Madame Udrea în timp ce îi se pun cătușele. N-o să puteți spune cătușe și adevărului. Întrebat în timp ce era condus la penitenciar dacă se aștepta la așa ceva, Nicolescu declara sincer, nu mă așteptam. La rândul fostul primar, Nicuț, ofuscat de sentința judecătorească, bravează, aș mai semna o dată. Chiar așa. Ne revoltă până și deciziile instanței de judecată. Pe toți sau doar pe cei ce care, pe cei pe care încep să-i ajungă brațul lung al legii, braț care pare să fi fost o vreme cam scurt de vreme ce, iată, constatăm că s-au aglomerat abia acum drumurile către DNA și către tribunale. Și au început să fie decapitate vari instituții ale statului și firme ai căror șefi au luat în glumă legea. Este mult mai mare materialul, editorialul lui Mihai Golescu, dar îl citiți dumneavoastră în Argeșul. Apropo, ați văzut cu Varujan Văzganian cât de penibil a fost? N-ați văzut? Ce? A început să plângă în Parlament că el nu vrea să ajungă la închisoare, că pe el, că să nu-i voteze cu iconițele și cu mirul. Deci, am crezut că e cineva din afară? Am văzut așa la televizor mergând și am zis, Doamne, penibil, care o fi nebunul. Penibil, sincer, deci penibil. Elena Udrea, femeie, dar a avut Teriere, să știi, a fost foarte demnă în fața votului pe care l-au dat colegii ei din Parlament. Uite, pe am când aflat ce am. Văzganian. Cazurile de gripă au crescut. Vremea schimbătoare a înmulțit cazurile de gripă într-o săptămână. Vina o poartă virusul AH3N2, care a suferit o mutație și rezistă uneori chiar și în fața vaccinului sezonier. Însă cel mai important este să consultăm un medic atunci când avem simptome. De altfel, încă din decembrie, medicii europeni și americani au atras atenția asupra acestui lucru. Apoi, studiile făcute de autoritățile sanitare europene au confirmat în ianuarie că mutația suferită de virus face ca și în cazul altor vaccinați să existe risc de boală, iar în ultimele zile au fost înregistrate peste 100.000 de cazuri de viroze în întreaga țară, iar cifrele nu includ și pe cei care se tratează după ureche în loc să meargă la medic. Însă medicii recomandă, vin cu următoarele recomandări, pentru perioada imediat următoare cu temperaturi scăzute, sunt...
E bine de știut că, în primul rând, să evităm contactul cu aerul extrem de rece din această perioadă, mai ales de către anumite categorii de persoane, vârstnici, bolnavi cronici, cu afecțiuni cardiorespiratorii, reumatisme, renale, copii, gravidele. De asemenea, se recomandă îmbrăcăminte și încălțăminte călduroasă. E, pe astea le știm, da? Te ferești până te nimerești, cum s-ar spune. Și te-a nimerit, da. Da, m-a nimerit din plin. Vinerea a avut loc o explozie într-un bloc din Mioveni. O puternică explozie s-a produs, na, mă rog, sâmbătă dimineață, într-un bloc din Mioveni, în garsoniera unui bărbat de 44 de ani. Chiar dacă acesta a fost aruncat prin ușă, ca urmare a exploziei, a scăpat cu viață. Bine, îi scrie noaptea de vineri, spre sâmbătă. Sâmbătă dimineață, noaptea spre vineri, tot pe acolo. Se scumpește asigurarea obligatorie pentru casă. Vestea proastă pentru toți românii proprietari de case. Asigurarea obligatorie a locuințelor s-ar putea scumpi în viitorul apropiat cu cel puțin 10%. Ce veste bună! Iar ministrul finanțelor a anunțat că va avea loc prima extragere la loteria bunurilor fiscale. În goara după premii, România ar putea deveni câștigător la loteria bunurilor fiscale. Ministerul finanțelor a anunțat data primei extrageri la prima extragere ocazională a loteriei bunurilor fiscale, care va fi organizată a doua zi de Paște, pe 13 aprilie. Vor participa bunurile fiscale emise între 2 februarie și 28 martie, fondul de premiere alocat fiind de 1 milion de lei. Ordonanța prevede că, începând cu 1 martie, în cazul refuzului agentului economic de a emite și înmâna bon fiscal, cumpărătorul să poată să nu achite bonul dobândit sau serviciul prestat, având în vedere că o tranzacție nefinalizată nu reprezintă altceva decât o încălcare a legii. Și cum se va câștiga? În cadrul loteriei se vor extrage un număr din intervalul 1-999, reprezentând valoarea bonului fiscal fără subdiviziunile leului, precum și data emiterii bonului. Totodată a fost eliminată restricția de câștig cu un singur bon de persoană pe extragere. Astfel, în cazul în care o persoană are două sau mai multe bonuri câștigătoare la o extragere, va primi banii pentru toate bonurile câștigătoare. De-aia le strângeați voi vineri? Da. Da. Plătiți cu cardul, că nu poate să vă fure nimeni bonul. Că scrie numele acolo jos frumos. Da, și iată încă o veste bună de data aceasta pentru înfocații pariurilor sportive. Toate câștigurile din pariurile sportive vor fi impozitate. Toate câștigurile provenite din pariuri sportive vor fi impozitate de acum înainte, conform ordonanței de urgență a Guvernului pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. Până săptămâna trecută erau impozitate doar câștigurile mai mari de 600 de lei, dar acum orice câștigător va trebui să plătească impozit, deci s-a lărgit la maximum posibil baza de impozitare. Noul impozit va fi de 1% pentru câștigurile care nu depășesc 15.000 de euro, iar ceea ce trece de această valoare, dar nu depășește 100.000 de euro, va fi impozitat cu 16%. Toate câștigurile mai mari de 100.000 de euro vor fi impozitate cu 25%. Sumele colectate de astfel de câștiguri vor fi virate la bugetul de stat. Câștigurile pentru cei care joacă la aparatele slot machine, așa numitele păcănele, nu vor fi deocamdată impozitate la sursă. Deci alea nu vor fi impozitate. Un nou model de Dacia Duster cu 7 locuri. Conform jurnaliștilor de la revista franceză L'Argus, constructorul de automobile Dacia lucrează în prezent la un nou model care vine să completeze oferta gamei de mașini românești. E vorba de o versiune cu ampatament ușor mărit a deja cunoscutului Duster. Mărirea ampatamentului duce implicit la mărirea spațiului interior și va oferi astfel posibilitatea de a echipa mașina cu 7 locuri pentru pasageri. Potrivit colegilor de breazlă francez, mașina va fi disponibilă la concesionarii Dacia din vara anului 2017, întrucât presupunem că articolul din L'Argus are în vedere concesionarii Dacia din Franța, nu știm dacă noul Duster cu 7 locuri va fi oferit spre vânzare și pe piața românească. Da. Ce pățim de la Facebook? Facebook îi poate face pe utilizator să bea sau să-și dorească un pahar cu alcool. Cercetătorii americani au descoperit că utilizatorii rețelei de socializare Facebook sunt mai predispuși să consume alcool cu cât interacționează mai mult cu mesaje și postări legate de alcool, fie că dau like, distribuie sau comentează materialele de pe platforma de socializare. Studiul ridică întrebări serioase referitor la consumul de alcool în rândul tinerilor sub vârsta legală, potrivit Daily.com. În cadrul studiului realizat în Statele Unite, peste 400 de participanți au fost întrebați în legătură cu sentimentele pe care le percep la cei din jur și pe care le au la rândul lor privind mesajele despre alcool publicate pe Facebook.
Ce americanii se plictisesc. Da. Și uite-mă că vorbeam de Vosganian, de penibilul Vosganian, că așa a ajuns să-i se spună acum. Cine l-a scăpat iar pe senatorul Vosganian de justiție? După ce luni Camera Deputaților a aprobat 3 cereri ale DNA de urmărire penală și alte 3 de arestare preventivă a Elenei Udrea, a venit joi rândul lui Varujan Vosganian să ajungă la mâna colegilor săi. De această dată, DICOT fiind structura care a cerut aprobarea pentru începerea urmăririi penale. Discursul lui Vosganian, ca pledoaria apărării, a fost unul emotiv, pe alocuri teatral, unii au folosit chiar termenul circ, dar cert este că a prins la colegii săi care nu au votat pentru cererea DICOT. Nu noi l-am făcut scăpat. Senatorul de Argeș, Ion Popa, liderul grupului PNL din Senatul României, a găsit și o explicație pentru ce s-a întâmplat cu colegul său de partid. Am discutat subiectul luni și am decis să mergem pe linia partidului, adică să aprobăm cererea DICOT. Probabil votul din plen a fost influențat emoțional de discursul lui Varujan Vosganian, dar și de faptul că în aceea speță Senatul a dat un aviz negativ în urmă cu un an. Ceea ce știu sigur este că toți colegii mei liberali au votat pentru începerea urmăririi penale. Nu vreau să acuz pe nimeni, dar domnul Vosganian s-a plasat în afara deciziei partidului atunci când a cerut să nu fie aprobată cererea de ICOT și va trebui să analizăm atent acest aspect, ne-a declarat Ion Popa. Pe de altă parte, premierul Victor Ponta a anunțat că senatorii PSD au votat și ei în favoarea anchetării lui Vosganian, la fel și cei ai UDMR. Toată lumea a votat pentru arestarea lui Vosganian, dar se pare că nu a fost aprobată. Incredibil, mă rog. Evident, lucrurile nu stau așa, pentru că alminter fostul ministru ar fi trebuit în acest caz să ajungă pe mâinile procurorilor. Ori asta nu s-a întâmplat. Răspunsul la întrebarea cine l-a făcut scăpat pe Vosganian de justiție pentru a doua oară, îl vom afla probabil cu altă ocazie. Oricum, cred că are suficienți ani încât câtă poșcărie să mai fac. Băi, nu știu, dar să facă, frate. Problema e că acum furat... că încep să-i trieze, pentru că nu mai au loc. Da. Dacă a furat, să suporte consecințele. Mi se pare normal. Să închidem jumătate de țară, mai faceți încă 3-4 penitenciare. Uite mituri despre dietă pe care poți să le ignori. Nu mânca după 6 seara. Nu de puține ori ți se spune că să nu mănânci după 6, după 7 sau după 8 seara. Aceasta este unul dintre cele mai frecvente mituri legate de dietă, așa că nu lua în calcul. Oțetul este cel mai sănătos dressing. Îți plac salatele, însă ți se par fără gust dacă nu adaugi și puțin dressing, ai grijă să-l alegi corect. Oțetul se încadrează într-adevăr în categoria celor sănătoase, pentru că nu are grăsimi în compoziție. Trebuie să bei 8 pahare de apă pe zi. Corpul tău nu se va satura niciodată de apă. Cu cât bei mai multă apă, cu atât e mai bine. Pâinea neagră e soluția sănătoasă. Nu există o diferență atât de mare între pâinea albă și pâinea și cea neagră, încât să crezi că poți consuma orice cantitate. E bine să mănânci cât mai puțină pâine, pentru că, indiferent de culoarea ei, îngrașă. Da, îngrașă. Și am încercat și cu pâine neagră și degeaba. Da, nu. Și are dreptate. Nu e diferență mare. Da. Și avem și atitudine în Argeș, din care o să mai citim și zilele viitoare. Firmele romilor din Costești execută silit primăriile pentru afacerea Șanțul. Și primăria Recea s-a trezit cu executorul la ușă, deși a câștigat în instanță. Primarul comunei Recea, Pană Marin, decât să intru în pușcărie că le dau bani, mai bine intru că nu le dau, spune primarul de la Recea. Iarăși fac ravagii pe aceea, am trântit desfășurător. Bine că nu ai trântit altceva, masa sau cafeaua, orice, dar nu cafeaua. Da, deci mai citim și zilele viitoare din atitudine în Argeș. Nu știu dacă știți despre afacerea Șanțul. Romii s-au oferit, da, s-au oferit sau au fost cooptați de primării să facă niște șanțuri prin comune. Nu au fost plătiți sau nu au fost plătiți de ajuns, așa că romii au dat în judecată primăriile că își vor banii înapoi. Vedem cum stăm cu vremea? Asta vreau să zic, da. Dacă... Vremea. Vremea. Antenața. În următoarele 24 de ore, vremea va fi mult mai înnorată și trecător vom avea parte de burniță și unele fulguieli, iar dimineața și seara se va forma ceața. Vântul va sufla moderat, iar temperaturile vor fi cuprinse între minus 6 și 3 grade Celsius. Revenim imediat cu Musafir la Antenața. Antenața.
Din respect pentru clienții săi, Caroline vă prezintă ultimele tendințe în domeniul mobilierului. Vă așteptăm în showroom-ul reamenajat din galeriile Praxis, etaj 3. Executăm ieftin mobilier de cea mai bună calitate din PAL. Bucătării cu fronturi MDF înfoliat, mat și lucios. MDF rustic, MDF vopsit și lăcuit, cuprind pe sticlă și uși. Dormitoare și dressing-uri, living-uri și camere de tineret. Caroline, din respect pentru client. Info pe caroline.ro și la telefon 0740-076-076. Alo, alo, vreau să vă spun ceva. Doar știm, tu ai ce comenta. Apropiați-vă și tot veniți la prețuri mici, pânghesuiți. Când vrei să-ți cumperi în căsuță o canapea, pătuț sau o măsuță și jucării și chiar hăinuțe, mobilier și veiozuțe, un singur loc e consacrat și refăcut și minunat. Veniți la noul Argintex. E sinonim cu ieftin. Argintex. Argintex. Tot ce e bun și ieftin. Pentru clienți fericiți, un partener profesionist. Pentarom produce kituri și ambalaje din carton pentru orice dimensiuni. Pentarom comercializează întreaga gamă de piese de schimb auto pentru Aro, Dacia, Raba, tractor. Pentarom fabrică brichete din Omeguș pentru sobe, centrale termice, cuptoare, grătare. Pentarom crește și comercializează păstrăvi și crap. Cu promptitudine și eficiență maximă, vă așteptăm în magazinul universal Pentarom. Restaurantul Petit France îți pregătește cele mai frumoase surprize culinare în acest an. Meniuri cu specific francez de inspirație Nouvelle Cuisine, realizate de un celebru șef bucureștean, membru al prestigioasei asociații gastronomice Eurotoc. Meniul zilei la prânz cu oferte irezistibile. Cel mai bogat sortiment de clătite, fiecare porție beneficiază de un pahar de vin din partea casei. Produsele din restaurant pot fi cumpărate la prețuri accesibile în buticul de la intrare. Petit France organizează evenimente private sau corporate, seri de muzică live și degustări. Vă așteptăm în Nice Brătianu numărul 24, în spatele Institutului de Proiectare Argeș. Petit France, de bun gust! Măcelăria La Moșu te așteaptă zilnic cu produse foarte proaspete și foarte gustoase din fabrica proprie. La noi găsiți multe specialități din gama Natura Sol. Totul din carne proaspătă, după rețete tradiționale și condimente 100% naturale. Măcelăria La Moșu. Calitate și preț pe gustul tău. Bucură-te din plin de vacanță cu întreaga familie. Lasă grija casei în seama valizei de alarmă. Casa ta este în perfectă siguranță cu valiza de alarmă. Sistemul temporar complex și mobil de alarmare conține senzori de detectare a inundațiilor, scurgerilor de gaze, incendiilor, efracțiilor și a spargerii geamurilor. La plecare în vacanță, nu uita să închiriezi valiza de alarmă. Valiza de alarmă este singura valiză din lume care trebuie lăsată acasă. Comdata Service înseamnă dezvoltarea carierei într-un mediu de lucru dinamic. Vrei și tu? Angajează-te până pe 28 februarie și după primele 3 luni lucrate primești un bonus de 100 de euro. Dacă ai cunoștință de limba italiană și știi să folosești calculatorul, trimite acum un CV la hrservice@comdata.it sau sună la telefon 0732 671 108. Vino în echipa Comdata până pe 28 februarie și primești bonus 100 de euro după primele 3 luni lucrate. Comdata. We care, we share. Vine, vine primăvara, se așterne în toată țara. Primăvara Carpeta îți aduce numai motive de bucurie. Vino în showroom-urile Carpeta în perioada 14 februarie 8 martie și vei avea reduceri și surprize. Te așteptăm în Pitești, strada Constantin Dobrogeanu Gherea numărul 1, în incinta Oșan Gavana. Covoare direct de la producător. O combinație reușită a tradiției. Cultural Mioveni organizează un concurs online cu ocazia Zilei de Dragobete. În cadrul concursului Dragobete iubește românește, participanții au posibilitatea de a câștiga o ședință foto profesională. Participanții trebuie să aibă peste 18 ani și să fie cetățeni ai orașului Mioveni. Pentru a intra în concurs, cuplurile vor trebui să realizeze o fotografie care să surprindă tema Zilei de Dragobete, să o trimită prin mesaj privat pe Facebook la contul Mioveni Argeș până pe data de 14 februarie. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Antenața!
am revenit la Antena, am revenit, bineînțeles, cu musafirul, domnul Dumitru Tudosoi, inspector școlar general, inspectoratul școlar județean Argeș, este alături de noi. Bună dimineața, vă mulțumim pentru prima oară la noi. Bună la dimineața. Antena. Pentru prima oară pe 2015. Da, corect. Așa este. Bună dimineața. Da. Ce faceți? Cum merge pe la inspectorat? Consider că lucrurile funcționează bine. Merg bine. Sper să meargă bine și la finalul semestrului, că până atunci mai e cale lungă de bătut, dar vedeți, suntem matinali, să știți că la serviciu stăm până seara târziu. Da, corect. Așa că munca noastră trebuie valorificată cumva. Așa este. Am văzut că se mai bat anumite persoane pe acolo, pe la școli, pe la... Nu la inspectorat. Da, la inspectorat nu. Deși la inspectorat s-ar putea să se bată pentru fotoliu de inspector general, având în vedere că avem concursul de inspector general. Și despre asta vreau să discutăm, da. Da, avem cazul acela de la Dimitrie Dima, un caz nefericit, unde doi elevi au considerat într-o pauză, într-o recreație să-și stabilească dreptatea cu pumnul. Cu pumnul clasic, metoda clasică, tradițională. Românească. Românească și nu numai, dar în special românească. Să vedem cine are mușchiul mai mare. Bineînțeles că astăzi e Consiliul Profesoral. Eu știu părerea colegilor mei din școală. O să se soldeze cu o sancțiune gravă pentru agresor, așa că, mai ales că e și cu elev major, așa că n-au decât să mai încerce în școală să facă asemenea lucruri. Da, și un sfat și pentru ceilalți până la urmă. Da. Oricum, cu violența, știți că a mai fost. Dacă tot v-am prins acum, știți că au fost acei doi elevi care au trimis acea... Pe mine m-au șocat cei doi elevi care au trimis acel mesaj de amenințare cu bombă. Absolut incredibil. Eu aș fi pedepsit pe aia vreo 10 ani de acum înainte, cei doi. Lăsând deoparte că mai am văzut că erau mulți care îi lăudau, vai ce băieți isteți, ce copii isteți, au făcut ei, mă lași. Să știți că trebuie o istețime și când elevii fac prostioare, nu numai când normal fac lucruri bune. Din păcate, pentru că acei doi elevi erau elevii ai învățământului primar, adică nici nu erau măcar la profesor diriginte, erau în clasa a patra, aveau învățător. Până în clasa a patra nu se acordă note, se acordă calificative. Nici măcar nota la purtare nu poți să-i scazi un asemenea copil. Da, da, corect. Adică eram într-o situație foarte delicată. Corect. Mai mult pentru vârsta și dezvoltarea lor psihosomatică se merge pe consiliere, pe explicația lucrului și pe gravitatea pe care a avut-o acel lucru făcut de ei, pe alte chestiuni, astfel încât ei să nu mai repete sau să-și înțeleagă foarte bine că au făcut o mare greșeală. E, și dacă repet acum, cu siguranță au trecut din clasa a patra, așa că o să aibă și note scăzute la purtare. Sau dacă o repetă prin a 5, a 6, a 7, unde vor suporta mai grav consecințele. Da, au început școala de vreo 2 săptămâni, în afară de aceste mici probleme din școli. Mai sunt și altele? Ați mai avut până acum? Nu, așa, probleme importante nu vă pot aduce la... în emisiune, așa ca element de noutate. Slavă Domnului să nu fie. Dar fiind un sistem foarte mare, avem, vă spuneam, cred că și data trecută când am fost, dar a trecut un an de atunci, fiind vorba de peste 90.000 de elevi ai sistemului, este foarte greu să gestionezi micile incidente din recreații, eu știu, orgoliile copiilor noștri, să faci de așa natură încât să nu conducă la acte de violență, dar ne străduim prin măsurile și instrumentele noastre să împiedicăm. E posibil să nu apară nimic de o semestru, e posibil ca în timp ce venim acum în drum spre școală, doi elevi să aibă ceva de împărțit. Deci orice se poate întâmpla. Așa sper și de, concursul pentru șefia Inspectoratului Școlar General. Candidați. Pentru mine e simplu. Participați la... Eu particip la acest concurs. Sunt în pregătire cu dosarul. Perioada de depunere este 18-23. În prima parte a lunii martie se desfășoară concursul la Ministerul Educației Naționale. Mai participă cineva de la noi din Șamai? Deocamdată, din câte știu eu, din anunțat și pe surse și fără surse, nu s-ar arăta vreun candidat la orizont. Dar lista este deschisă, nu trebuie să mă bucure că nu vine nimeni, niciodată. Eu vin din educație fizică, din sport și acolo competiția este întotdeauna la mare căutare. Noi căutam competiția. Nu pot să spun că îmi caut competitor, nu asta e ideea. Ideea e că acest concurs este deschis pentru oricine, poate să participe toți cei care doresc și îndeplinesc condițiile.
mă rog, în urma concursului o să vedem rezultatele și nu mă sperie, nu mă îngrijorează. Dacă aveți... Eu știu absolut deloc, pentru că am deja aproape 3 ani de zile în spate de muncă în inspectoratul școlar și știu ce înseamnă, cam cu ce se mănâncă chestiunea asta. Jobul meu, fișa postului, sunt aici, fac parte din mine în ultimii 3 ani de zile. Domnule Tudosoiu, candidați la șefia primăriei Pitești? Lăsând la o parte, în niciun caz. În niciun caz. Eram în vacanță când am auzit chestiunea asta. M-au sunat colegi din țară, am avut și eu câteva zile în vacanța elevilor, am putut să plec și eu. Și mă sunau colegi și îmi spuneau, candidez la primărie și nu ne-ai spus nimic. Nu, nu candidez. A fost o trecere în revista potențialilor candidați, am văzut și eu materialul de presă. Da, corect. Onorant pentru mine că am fost și eu nominalizat printre persoane importante ale județului și printre colegii mei importanți la partid și nu numai, și în administrație. Dar nu, nu, eu mă concentrez pe învățământ, pe latura aceasta, pe proiectele mele pe care vreau să le duc la bun sfârșit, pe care vreau să le continui. În niciun caz nu în administrație. Am spus lucrul acesta. Da, știți cum se spune, că nu iese fum. Bănuiesc că au fost discuții, vedeți, ca și în cazul prefecturii, că aceasta a fost o altă discuție. Dacă toate sunt colegi de-ai mei sau persoane importante din administrație, cu putere de decizie, din politic, de ce nu, care au discutat și au vehiculat numele de Tudosoiu, posibil, potențial, candidat pentru... Da, păi de-aia vă întreb, că mă gândesc cu colegii de la... Nu face decât să mă onoreze, pentru că... E firesc să fie așa. Și eu, în discuțiile pe care le-am cu alți colegi, discut despre valorile unui alt coleg sau unei alte persoane pe care mi-ar plăcea să o văd promovată sau... Dar asta nu înseamnă că persoana respectivă s-a exprimat. Așa e și cazul meu. Nu m-am exprimat în sensul că aș vrea să merg la prefectură sau la primărie. M-am exprimat că vreau să merg la concursul pentru ocuparea funcției de inspector școlar general. Concurs care este pe 4 ani. Nu foarte mult, mai mult atunci în preajma informației și acum că ați deschis discuția, m-am gândit la subiectul acesta, am zis că poate în timp ar fi o posibilitate pentru mine de a face și altceva. Eu sunt și consilier local, dar în niciun caz acum n-am avut gândul acesta. De ce? Ce să vă spun? E o chestiune care la acest moment nu mă interesează. Vă întreb pentru că noi avem, știți, niște întrebări din pălărie și vreau să vă pice, dacă vreți, acea întrebare. Dacă ar fi să administrați Piteștiul, ce-ați schimba? Asta era o întrebare din pălărie? E una dintre întrebările din pălărie. Deci da. Înainte de extragere. Înainte de extragere, da. Dacă ar fi să schimb Piteștiul, grea întrebare. Cred că... Dacă ar fi să schimbați ceva la Pitești, eu știu. Cred că a schimba un pic chestiunea asta legată de mentalitatea piteștenilor, că Pitești orașul florilor, Pitești orașul frumosului, curatului, dar în care eu, mergând pe stradă, eu vecin cu acești piteșteni, văd că nimeni nu face nimic în sensul acesta. Totul trebuie să cadă în sarcina primăriei și a Consiliului Local. Dacă vine primăria și plantează o lalea, avem o lalea sau o floare, e orașul florilor. În rest, nimeni nu face nimic. Cred că aș merge mult pe frumos, pe deschidere, pe comunicare, pe branduri folosite în exterior, în marile capitale europene, de exemplu, gen I Love Pitești, cu o promovare teribilă, lucruri care poate nu s-au făcut suficient. În rest, e mult de muncă în oraș și e mult de continuat munca bună făcută de primarul Tudor Penduc și de ceilalți. Să știți că s-au depus eforturi uriașe și s-au făcut lucruri extraordinare. Dacă nu eram consilier local, nu puteam să spun, poate că nu vedeam ce înseamnă volumul de proiecte. În Pitești am muncit enorm de mult și deși suntem din punctul ăsta de vedere într-o situație delicată sau situația domnului primar este delicată, asta nu înseamnă că cel care este în stradă nu vede că s-au făcut lucruri bune, că există un Pitești mult mai modern decât alte capitale de județ care n-au evoluat în sensul acesta. Să știți că discursul dumneavoastră, văd că l-ați schimbat, dacă vreți, după probabil ce a apărut acea informație că veți candida la primăria Pitești, e deja așa mai unul mai spre... Nu, pentru mine
concursul de inspector general îmi va ocupa tot timpul în următoarele 3 săptămâni cel puțin, pentru că asta îmi place să fac, asta știu să fac cel mai bine și cred că n-are rost să balez între una, două, trei poziții chiar de conducere, dacă mi s-ar oferi posibilitatea, pentru că fiecare trebuie să-și vadă de locul lui și să fie acolo unde crede el că știe și e potrivit să lucreze. Cum vă mai înțelegeți cu profesorii? Știu că erau acele probleme cu concursurile care erau organizate de anumiți profesori, dar care acum am înțeles că s-au rezolvat? Nu se mai dau bani? Sunt rezolvate. În urma demersurilor mele și exprimate și în emisiunea noastră de anul trecut, eram cam singur împotriva tuturor. Mm-hmm. Bine, singur, știu, alături de colegii mei. Corect. A fost o luptă destul de acerbă. La nici două săptămâni, să știți că Ministerul Educației, Ministrul Educației a emis un ordin prin care interzice organizarea de concursuri cu bani. Deci iată că și Ministerul Educației a venit cu un act normativ în spate care să stabilească foarte clar contextul în care se pot desfășura concursuri școlare. Și din acel moment, cu încă o intervenție a mea mai puternică în ședința cu directorii pe site și cu ocazia altor manifestări, gen conferințe de presă sau participare pe la Consiliul Județean la conferințe lunelor, lucrurile s-au calmat și nu avem niciun fel de problemă în acest sens. Trebuie să le reamintim telespectatorilor noștri că nu numai la acele concursuri nu trebuie să dea bani, ci și să nu dea bani la școală, pur și simplu, dacă cer profesorii, decât dacă au posibilitate să dea bani la școală într-o singură formă, prin asociația de părinți, prin donații, cotizații, sponsorizări. Dacă doresc să facă lucrul acesta pentru activitatea asociației care funcționează în școală, este strict chestiunea legată de asociație de părinți, de cum sunt reglementați juridic, au posibilitatea, au cont în bancă, își justifică finanțele. În rest, chiar îi rog să nu aloce niciun fel de sumă de bani, să nu vină cu bani în școală, pentru că mai mare prejudiciu creează de fiecare dată. Corect, așa este. Trebuie să trag un bilețel? Întrebările din pălărie, da. Dacă doriți să le mai amestecați dumneavoastră puțin. Nu, nicio problemă. Trag o întrebare și... O citiți și ne răspundeți. Două? Da. Dar de ce să o punem la loc? Bine, ok, asta e întrebarea bonus. Da. Eu o citesc. Care este cea mai mare prostie pe care ați făcut-o când erați mic? Ce ați pățit după? E simplu. Cea mai mare prostie a fost că, mergând cu părinții mei la o nuntă și participând, nu ca acum, numai la restaurant, participând la manifestările unei nunți la țară, cum am ajuns eu, găsind o scară în spatele casei mirelui, unde se desfășura activitatea și acțiunea respectivă, am ajuns să mă cocostum mai în vârful casei și în momentul în care le făceam cu mâna tuturor, undeva la o distanță de 7-8 metri, era o casă mare, toată lumea a mărmurit, s-a oprit muzica, lăutarii din curte au încetat să mai cânte și nu știau cum să-mi spună mai frumos: stai liniștit, e tot ok, ne distrăm, ne simțim bine, să nu mă sperii, să mă panichez și să cad de acolo. A fost o sperietură zdravănă a părinților mei și a tuturor când au văzut un copil la 5 ani. A stricat nunta. Am stricat pentru unul nunta. Deci aia știu sigur că a fost, că prea des a fost folosită de părinții mei în diverse ocazii, încât mi-am dat seama că e cea mai mare boacă. Da. Și avem și bonusul? Și bonusul, da. Bonusul scurt, dacă se poate. Poate ar fi complementară cu fapta bună. Cea mai... aș vrea. Ce ați vrea să se scrie despre dumneavoastră? Spuneți un titlu de articol despre dumneavoastră. Laudativ? Da. Laudativ. Mă gândesc. Păi laudativ ar fi frumos să spună așa. Inspectorul general Tudosoiu a câștigat concursul de inspector școlar general. Cu nota maximă. Nu neapărat. Deci asta ar fi așa un titlu de avangardă. Iar în subsidiar, în câteva idei, să spună că omul ăsta care muncește de 3 ani și care se străduiește din răzputeri și în limitele legii să facă lucruri bune și să rămână ceva în urma lui, totuși, pregătit fiind și participând la examenul pentru ocuparea funcției de inspector general, a reușit acest lucru. Îi dorim succes, considerăm că e omul potrivit la locul potrivit. Cred că deja nu mai pot cu atâta miere și lapte într-un titlu de ziar. Păi cine știe, poate o să fie, domnule inspector școlar general. Da, corect, având, da. După ce veți lua acel concurs, dacă îl veți lua și dacă nu veți avea contracandidați. Vă mulțumim mult că ați venit astăzi. Cu multă plăcere.
baftă, da, la concurs. Vă mai așteptăm pe la noi. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ați fost iarăși alături de noi. Vă așteptăm, bineînțeles, și mâine la 7:15. Mulțumim Digital Design. Altceva și Crizantema de Aur. Ne revedem mâine la 7:15 cu forțe proaspete. Bună dimineața. Așa începe.